Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial de manicură am să îți prezint modele de unghii marmorate. Eu sunt dascălu Ionela Ana, trainer de aproximativ 3 ani și tehnician de unghii tehnice de aproximativ 7 ani. Și te invit să rămâi în continuare alături de mine pentru a viziona întreg tutorialul. Încep prin a aplica un gel alb foarte pigmentat pe tipsul meu. Gelul folosit de mine este Karat French Over de la Gelaxio, white, bineînțeles. După ce am polimerizat gelul alb, voi aplica Top Matte de la BAF. Îl voi degresa apoi cu Cleaner Pure Luxe, tot de la BAF, aplicat pe o dischetă. Apoi voi folosi Cave Blue de la Moonly, o oșă semipermanentă si de fată foarte frumoasă, albastru deschis, care este Cat Eye, deci se face cu magnețelul pentru a avea acel efect de ochi de pisică. Peste Cave Blue de la Moonly aplic și puțin gel alb White French Over de la Gelaxio. Ideal ar fi fost să pun oșă semipermanentă, însă am avut doar gel la îndemână, fiind acasă în perioada coronavirusului. Some Yellow, tot de la Moonly, este o oșă semipermanentă galbenă, foarte pigmentată, o ador foarte mult. O aplic și pe aceasta, după care cu pensula Nail Art de la Diamond Nails amestec foarte, foarte puțin culorile între ele. Cu pensula limbă de pisică de la BAF, iau o cantitate de produs amestecat și îl așez pe tipsul meu mat într-o formă dorită și aleasă de mine, însă în ideea de a nu amesteca foarte tare culorile. Poate să rămână chiar și așa, însă eu mai revin din celălalt capăt, adică marginea liberă a tipsului, puțin spre mijloc cu o altă cantitate de produs amestecat, ca să arate un pic mai bine. Polimerizez apoi la lampă timp de aproximativ 2 minute. Este foarte important să se polimerizeze tot produsul. Apoi pe celălalt tips voi folosi Magic Trufle de la BAF. Este o oșă semipermanentă care pare neagră, dar nu e chiar neagră. Este un albastru închis cu sidef foarte, foarte mărunt, după cum îl poți observa chiar acum. Îl aplic și pe acesta pe o folie. Apoi folosesc Pink Bliss 3506, tot de la BAF. Este o oșă semipermanentă 3 în 1. Este un roz deschis, un roz pudrat. Foarte pigmentat, cu o consistență plăcută, îl aplic peste oșa semipermanentă albastru închis, iar apoi folosesc Million Dollar Red 3024, tot de la BAF și tot o oșă semipermanentă 3 în 1. Este un roșu intens, unul dintre favoritele mele. Foarte puțin roșu aplic și aici peste restul culorilor, apoi le amestec cu pensula Nail Art. Puțin de tot, iată ce efect frumos. Cu pensula limbă de pisică de la BAF iau aproape toată cantitatea și o aplic pe tipsul meu mătuit. Iată ce efect minunat! Ideal ar fi ca modelul tău, draga mea urmăritoare, să iasă cât mai șerpuit, însă după cum vezi, experiența își pune cuvântul. Primul model nu a ieșit chiar atât de frumos șerpuit, pe când acesta deja are un efect mult mai plăcut, mult mai wow. Foarte drăguț! Polimerizez la lampă, aproximativ 2 minute. Este foarte important să se polimerizeze întreaga cantitate de produs, deoarece este destul de gros aplicat. Peste modelul anterior mai revin cu puțin albastru sidefat, deoarece vroiam să se vadă mai mult acest sidef, care este super, super frumos. Poți să revii și tu uneori dacă simți nevoia, în unele locuri, însă să nu acoperi acele frumos șerpuiri ale culorilor amestecate foarte puțin. Aici revin puțin cu nuanța de albastru închis pentru a crea un contur foarte finuț. Toate astea le faci după bunul tău plac, draga mea urmăritoare. Dacă dorești, le faci, dacă nu, nu, poți să lași chiar și așa cum este.
Draga mea urmăritoare, pentru coduri de reducere la Baf, Munli și alte produse care le mai găsești în acest tutorial sau pentru întrebări, poți să intri în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascălu Ionela Ana. De asemenea, le poți găsi și în descrierea acestui tutorial sau fixat în primul comentariu sub tutorial. Sunt niște linkuri și detalii în descriere sau în comentariu cum poți beneficia de o reducere la Baf, Munli și alte produse folosite de mine în acest tutorial. Am nevoie de un finish fără degresare care să nu curgă deloc și cel mai potrivit finish îl am aici, este de la Baf. După cum poți observa, este foarte gros, nu curge deloc și chiar foarte greu îl întind. Este cel mai potrivit, mă ajută și să creez puțin relief modelului meu, pentru că acest model merge să fie în relief, așadar cel mai potrivit top îl am aici. Se vede mult mai frumos, mult mai în relief și este ca o bombonică acest model după ce folosesc acest top de la Baf. După ce polimerizez la lampă topul, urmează să mai realizez puțin model pentru a arăta mult mai bine designul nostru. Iată ce frumos se vede bombonica mea marmurată. Extraordinar! Splendid! Magnific! Modelul meu marmurat de unghii tehnice este foarte, foarte spectaculos. Folosesc Design Gel Champagne de la Noblesse Nails. Este un gel de pictură foarte, foarte pigmentat, cu sideful lui mărunt, auriu spre șampanie. Mă încântă de fiecare dată acest gel când trebuie să-l folosesc și îmi place la nebunie. Ți-l recomand cu toată încrederea. Este un must have. Cel puțin asta consider eu despre acest gel de la Noblesse. De asemenea, și la Noblesse am un cod de reducere, Ionela, care dacă îl aplici în secțiunea voucher, primește o reducere de 10%. Iată, este foarte, foarte subțire aplicat acest gel Design Champagne de la Noblesse și are un efect foarte, foarte wow. Acest design cu acest gel poți să-l faci, draga mea urmăritoare, și înainte de a aplica topul, pur și simplu printre acele dungulițe lăsate de la o șasem permanentă. Însă eu sincer am uitat, eram prea entuziasmată de designul meu care a ieșit atât de superb și am uitat. Însă dacă am uitat nu este nicio problemă. Am folosit acest gel în această etapă pur și simplu ca un contur al pietricelei mele lichide sau bombonicii sau spune-i cum vrei tu, în mod normal se spune design marmorat, însă eu vreau să-i spun bombonică pentru că îmi place, arată așa ca o bombonică. Foarte, foarte frumos. Aștept rezultatele tale, draga mea urmăritoare, în privat, pe Facebook sau Instagram cu numele Dascălu Ionela Ana. De ce nu poți să dai și follow paginilor mele, dacă îți face plăcere, bineînțeles. Iată rezultatele în aceste câteva poze, ceea ce urmează. Draga mea, îți mulțumesc că ai vizionat tutorialul meu. Sper că în întregime și ai înțeles cum să realizezi acest design marmorat. Nu uita să te abonezi la canalul meu dacă îți place ceea ce ți-am arătat eu și să dai like și share, de ce nu, pe rețelele de socializare pentru a vedea cât mai multă lume acest tutorial cu design marmorat. Să poată să-l realizeze și alte fete exact ca și mine în tutorialul meu. Îți mulțumesc, draga mea, nu uita să zâmbești, ai grijă de tine până data viitoare. Pupici, ne vedem cu bine și multă sănătate, mai ales în această perioadă foarte neplăcută din cauza virusului coronavirus. Îmi cer scuze dacă am avut emoții și pare că am avut, dar sper să ne vedem cu bine data viitoare. Pupici!